sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Moldova va primi în această săptămână calendarul pentru începerea celei de-a doua etapă de evaluare a legislației naționale în raport cu cea europeană. Este primul pas de făcut după lansarea negocierilor de aderare. Acest exercițiu ne va permite să știm exact ce reușim să facem pentru a fi pregătiți pe intern de aderare până în 2030. Tragedie la Vatra, un copil de 12 ani a murit înecat în lacul din localitate. La Sângerei, 3 persoane au fost rănite într-un accident violent, 2 autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer nu a acordat prioritate celuilalt. Meci de totul sau nimic pentru România la Euro. Naționala de peste Prut joacă pentru calificarea în optim cu selecționata Slovaciei, iar după prima repriză e 1-1. Odată cu deschiderea capitolelor de negociere pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, începe un proces riguros de reforme în toate domeniile. Această etapă trebuie să implice partidele din Parlament, comunitățile locale și societatea civilă, au subliniat reprezentanții Comisiei Europene. Procesul de negociere va aduce multiple beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova, iar în următorii ani, nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească, spun oficialii UE. După conferința interguvernamentală care a durat aproape 2 ore, Dorin Recean a ieșit la declarații alături de ministrul de externe al Belgiei, care a prezidat evenimentul, și de comisarul european pentru extindere și vecinătate. Premierul a salutat decizia celor 27 de state membre de a lansa oficial negocierile de aderare și a subliniat că obiectivul Chișinăului rămâne același, până în 2030 Republica Moldova să fie membră a Uniunii Europene. Avem de parcurs un traseu complex, o cursă contra cronometru, în care trebuie să rezistăm în fața amenințărilor hibride ale Kremlinului, să menținem democrațiile în condițiile unor continue încercări de destabilizare și să modernizăm țara în același timp. Până atunci, însă, nivelul de trai al cetățenilor Republicii Moldova trebuie să se îmbunătățească, spune Recean, care a vorbit și despre obiectivele pe termen mai scurt. Ne propunem integrarea cât mai rapidă a economiei noastre în piața unică europeană, pentru a crește exporturile, pentru a ne dezvolta economia și a genera creștere economică. Comisarul European pentru Vecinătate s-a arătat ceva mai optimist în privința termenului de aderare a țării noastre, dar a subliniat că Moldova va trebui să îndeplinească toate criteriile pentru aderare. My personal hope is that the next commission will be an enlargement commission. It means that the criteria will have to be met by all the candidate countries who would want to join by then, including Moldavia. The end of the mandate of the next commission is the 31st of October 2029. But this date is not a date that is a self-fulfilling prophecy. This is a possibility to join. It means that the criteria will have to be met by all the candidate countries who would want to join by then, including Moldavia. Oliver Varhelyi a vorbit despre reformele implementate în ultimii 2 ani, precizând că procesul trebuie să continue și să implice toate partidele din Parlament și societatea civilă. I want to assure you that the European Commission will continue to assist Moldova every step of the way. Already in 2 weeks, together we will launch the next step of the enlargement process, which is the so-called bilateral screening of the EU acquis. Procesul de negocieri va aduce multiple beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova, a spus șefa diplomației belgiene. Moldova will fully adopt and implement the EU acquis. We touched on important reforms that need to be completed, including in the of the rule of law, the judiciary, and the fight against corruption. We are all well aware that accession negotiations are a rigorous and demanding process, but
We are confident that Moldova can succeed. Republica Moldova și Ucraina au depus cereri de aderare la UE în martie 2022, au obținut statut de țară candidat în vara acelui an, iar în 2023 s-a decis că cele două state sunt gata să înceapă negocierile de aderare. Prima etapă de analiză a legislației europene este aproape încheiată. Ieri a avut loc lansarea solemnă a negocierilor. În câteva zile, Moldova va primi calendarul pentru începerea celei de-a doua etape de evaluare a legislației naționale în raport cu cea europeană. Vicepremierul pentru integrare susține că screeningul explicativ va dura până la un an și jumătate, timp în care Moldova și Ucraina vor fi încă la pachet. Odată cu deschiderea propriu-zisă a capitolelor de negocieri, cele două state vor merge separat pe calea integrării europene. De obicei, imediat după prima conferință interguvernamentală, ar trebui să aibă loc screening-ul explicativ. Noi deja am finalizat această etapă la data de 31 mai. Acum urmează să trecem în a doua etapă de screening, și anume screening-ul bilateral, unde Guvernul Republicii Moldova va merge la Bruxelles să prezinte starea lucrurilor de acasă vis-a-vis de legislația europeană. Cea de-a doua etapă se va desfășura în următoarele luni, susține Cristina Gerasimov. Credem că acest calendar care ne va fi oferit deja în această săptămână să ne dea o fereastră între 12 și 18 luni ca să finalizăm această următoare etapă în procesul nostru de negociere. Vicepremierul pentru integrare europeană a precizat când Moldova și Ucraina ar putea fi separate în ceea ce privește parcursul european și într-un final, aderarea la UE. Pe parcursul următoarei etape de screening bilateral, noi vom avea un calendar paralel pentru vizitele la Bruxelles. Iar după această etapă, deja când vor fi deschise capitolul de negocieri propriu-zise, atunci fiecare țară va merge cu pasul său. Cristina Gerasimov a vorbit și despre poziția de negocieri a Republicii Moldova, care este deocamdată un document secret. Vicepremierul a precizat că acesta stipulează că s-ar putea solicita perioade tranzitorii pentru unele sectoare complicate, cum ar fi cel agricol sau legat de mediul înconjurător, însă acest lucru va fi stabilit după finalizarea procesului de screening. Acest screening bilateral va fi acea radiografie a Republicii Moldova, cât de bine stăm la unele capitole și cât de prost stăm la altele. Acest exercițiu ne va permite să știm exact ce reușim să facem pentru a fi pregătiți pe intern de aderare până în 2030 și ce nu vom reuși să facem până în 2030. Cristina Gerasimov este invitată a emisiunii În profunzime de mâine. Lorena Bogza va discuta cu vicepremierul despre începerea negocierilor de aderare la UE. Și Ucraina a lansat oficial negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Președintele Volodymyr Zelensky a spus că este o zi istorică pentru țara lui. În plus, Consiliul Uniunii Europene a aprobat proiectul de acord de securitate între UE și Ucraina. Acesta urmează să fie semnat de Zelensky în timpul unei vizite la Bruxelles. Președintele Volodymyr Zelensky, prim-ministrul și șeful Radei Supreme s-au adresat ucrainenilor imediat după ce Uniunea Europeană a lansat negocierile de aderare. Abia acum, după acest pas important, se poate de spus că Ucraina va deveni membru al UE cu drepturi depline, a afirmat liderul de la Kiev. Це можливо тільки з Україною у складі об'єднаної Європи, Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін та сірих зон, Європи миру. Acum sarcina principală a Kievului este adaptarea legislației naționale la standardele europene. Together we can build a stronger, more secure and prosperous Europe for all. Now, let's all get to work to make it happen. Let's be fair and honest. The road will be long and we will not always be an easy one. În plus, ambasadorii statelor UE au ajuns la un acord politic asupra angajamentelor de securitate care vor oferi Ucrainei mai multă siguranță din partea UE pe termen lung în contextul războiului cu Rusia. Despre asta a spus ministrul de externe al Belgiei, fără a oferi alte detalii. Our commitment to providing financial, technical and military assistance will continue as long as
necessary. Semnarea acordului este așteptată săptămâna aceasta în timpul unei vizite pe care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky o va efectua la Bruxelles. Atunci se va anunța și ce anume conține acesta. Ucraina a încheiat în ultimile luni o serie de acorduri bilaterale de securitate cu state membre ale UE și NATO, inclusiv cu SUA. În acordurile de acest fel, care cuprind și anexe secrete, aliații Ucrainei se angajează să-i ofere acestei ajutor militar și alte tipuri de asistență pentru a face față războiului în desfășurare cu Rusia. Continuăm cu alte știri. Mai mulți locatari de pe strada Drumul Viilor din capitală au mers azi la primărie să ceară stoparea lucrărilor de construcție a unor blocuri în zona în care locuiesc. Casa noastră cum e crăpată? Sunt două porți cu apă, încăcelici cu buzunar, încăcelici cu nasos. Și apa nu se duce. A noi chiar spune, din casa e un pic încălzită. Ce îi nemulțumește pe oameni și ce spun responsabilii de la primărie, aflați în jurnal. Trei persoane au avut nevoie de ajutor medical după ce mașina în care se aflau a fost lovită violent de un alt automobil. Totul s-a întâmplat în această dimineață în raionul Sângerei. Potrivit poliției, impactul s-a produs după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate celuilalt. În imaginile postate pe rețelele de socializare se văd cele două mașini care au derapat de pe șosea, ambele fiind puternic avariate în partea din față. Preliminar, polițiștii au constatat că o femeie în vârstă de 47 de ani, conducând un automobil de marca Volkswagen, în apropierea localității Biruința, nu ar fi acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu un alt autovehicul de marca Renault, condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani. În Renault erau trei pasageri, două femei și un bărbat. În urma impactului, aceștia au fost răniți fiind transportați la spitalul din Sângerei. Responsabilii de acolo ne-au spus că cele trei persoane au primit ajutor medical, însă nu au necesitat spitalizare. În același timp, testul alcooscopic a fost negativ în cazul ambelor conducători auto. O anchetă a poliției este în derulare. Tragedie în orașul Vatra. Un copil de 12 ani a murit înecat în lacul din localitate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, totul s-a întâmplat în această amiază. O persoană a observat copilul intrând în apă, dar din nefericire nu a mai ieșit. Corpul neînsuflețit al băiatului a fost scos la suprafață de salvatori. De la începutul anului, 24 de persoane, printre care 5 minori, au murit înecate. În acest context, părinții sunt îndemnați să nu-și lase copiii nesupravegheați, iar salvatorii atenționează cetățenii să nu înoate în locuri necunoscute sau care nu sunt dotate cu stații de salvare. Un muncitor a decedat după ce a fost electrocutat în timpul lucrărilor de construcție pe un șantier dintr-o suburbie a capitalei. Cazul a fost făcut public astăzi de compania Premier Energy. Potrivit responsabililor, tragedia s-a produs pentru că nu au fost respectate regulile privind siguranța electrică. Poliția și Inspectoratul de Stat al Muncii au demarat o anchetă. Potrivit unui comunicat emis de Premier Energy, tragedia a avut loc pe 6 iunie pe un șantier dintr-o suburbie a capitalei. Conform raportului preliminar de investigare, accidentul s-a produs în timpul executării lucrărilor de betonare cu utilizarea unei pompe autocubrat. Muncitorul care manevra la sol furtunul de beton a fost electrocutat în urma atingerii de conductorii liniei electrice aeriene cu nivelul de tensiune de 10 kV a brațului instalației de pompare, acționat prin telecomandă de o altă persoană. Responsabilii spun că alți doi muncitori care au sărit în ajutorul victimei au nimerit sub acțiunea tensiunii, însă nu au suferit traumatisme. Persoana electrocutată a fost internată în spital, unde ulterior a decedat. Potrivit Premierei Energiei, accidentul s-a produs din cauza încălcării distanțelor minime admisibile față de părțile conductoare ale liniei electrice aeriene, dar și pentru că lucrările au fost inițiate fără coordonare cu proprietarul liniei electrice. În acest context, compania vine cu mai multe recomandări. În zona de protecție a rețelelor electrice, orice activitate pe care o planificați pentru realizare poate fi admisă doar cu acordul înscris al operatorului sistemului de distribuție, prevedere legală din regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice. Absența permisiunii înscris sau neîndeplinirea prescripțiilor stabilite poate conduce la crearea unor circunstanțe periculoase sub aspectul producerii unor accidente de electrocutare cu posibile urmări deosebit de grave. Totodată, responsabilii îndemnă cetățenii să ocolească și să nu atingă conductoarele electrice căzute avariat la sol sau care atârnă accidental de pe piloni și copaci și să nu se apropie de liniile și instalațiile electrice. Cazul este investigat de poliție, care a deschis o anchetă de Departamentul Supraveghere Energetică din cadrul ANRE și de Inspectoratul de Stat al Muncii.
Atenție la escroci! Din numele serviciului VAMAL sunt trimise conturi de plată pentru colete trimise de peste hotare. Este un fals, avertizează autoritățile, câte persoane au fost înșelate. Aflați în jurnal. Bașcanul Autonomiei Găgăuze, Evgenia Guțul, va fi apărat în instanță de un avocat din oficiu. Decizia a fost luată de judecători care susțin că avocații care îi reprezentau interesele până acum tergiversează examinarea dosarului. Se întâmplă după ce a patra ședință de judecată a fost amânată. Bașcanul Autonomiei Găgăuze s-a prezentat astăzi în instanță, însă fără cei doi avocați ai săi. Aceasta a declarat în cadrul ședinței de judecată că unul dintre apărători a fost implicat într-un accident rutier, iar al doilea nu a putut să se prezinte pentru că i s-a defectat mașina. Din acest motiv, ea a solicitat amânarea ședinței. Я могу однозначно сказать, что в жизни всякое случается, и, к сожалению, случилось то, что сегодня мои адвокаты не смогли присутствовать, поэтому Astfel, judecătorul a declarat în cadrul ședinței că avocații încearcă tergiversarea examinării dosarului și a dispus ca la ședințele viitoare Evgenia Guțul să fie apărată de un avocat din oficiu. Procurorul de caz a susținut decizia. Este o decizie legală și absolut intimidată. Ședința s-a desfășurat pe fundalul unui protest. 10 de susținători ai Evgeniei Guțul au scandat în fața judecătorii ei. Procurorii susțin că în perioada 2019-2022, în timp ce era secretar în cadrul fostului partid, Guțul s-ar fi implicat activ în aducerea banilor ilegali de la Moscova, prin curse aeriene și terestre. Sumele erau folosite pentru promovarea partidului scos în afara legii și nu erau contabilizate. Pe un alt capăt de acuzare, Guțul este cercetată pentru că în toamna anului 2022, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor și remunerarea participanților la protestele organizate de șor, a acceptat din partea grupului criminal aproape pe 43 de milioane de lei. Pentru aceleași acțiuni este cercetată și colega ei, la fel secretară pe atunci. Ambele neagă acuzațiile și se declară nevinovate. 7 moldoveni au pus la cale o schemă prin care transportau ilegal țigări și alcool în Ucraina. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii de frontieră și procurorii au găsit mărfuri în valoare de peste 1 milion de lei. Bănuiții sunt cercetați în stare de libertate pentru contrabandă. Sunt imagini din timpul perchezițiilor unde au fost găsite mai multe cisterne cu alcool în cantitate totală de 6 tone. O parte din vase din masă plastică erau tăinuite în locuri special confecționate în pământ, amenajate cu furtunuri și pompe de pompare alcoolului etilic, destinate pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă. Potrivit poliției de frontieră, suspecții transportau prin contrabandă cantități mari de alcool și țigări în Ucraina. La 21 iunie, în apropierea punctului de trecere al frontierei Otaci, a fost reținut unul din membrii activei grupării criminale, care transporta 40.000 de țigarete și butelii cu alcool etilic. La sfârșitul anului trecut, alți 3 suspecți au fost prinși în timp ce intenționau să transporte prin contrabandă peste 4,5 tone de alcool. În total, în dosar sunt vizate 7 persoane care sunt cercetate în stare de libertate pentru contrabandă cu mărfuri accizate, infracțiune ce se pedepsește conform codului penal cu închisoare de până la 10 ani. Fiți cu băgare de seamă atunci când faceți o comandă online și așteptați produsul de peste hotare. Scrocii transmit conturi de plată din numele autorităților vamale. Schema a ieșit la iveală după ce 2 persoane au căzut în plasă. Serviciul VAMAL atenționează că nu transmită conturi de plată și îndeamnă oamenii să fie prudenți la astfel de mesaje. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții serviciului VAMAL, una dintre persoanele care a căzut în plasa escrocilor așteaptă de peste hotare un colet cu 3 produse. Pe contul de plată pe care l-a primit avea indicată suma spre achitare pentru fiecare produs în parte. În total, aceasta trebuia să achite 1.500 de dolari. Colegii din cadrul posturilor VAMALE ne-au semnalat despre mai multe cazuri când persoanele fizice se apropie să ridice colete pentru care persoanele comunică că au primit notificări, conturi de plată și au transferat bani în acele conturi. Reprezentanții serviciului VAMAL recomandă cetățenilor să verifice orice informație înainte de a efectua o plată. Serviciul VAMAL nu transmite conturi de plată. În cazul când urmează să primiți un colet și primiți mesaje, conturi de plată sau anumite notificări, vă recomandăm să apelați la Centrul Unic de Apel al Serviciului VAMAL la numărul de telefon 0-22-78-8888. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții serviciului VAMAL, până acum se știe despre 2 persoane care au căzut în plasa escrocilor.
Vești bune pentru moldovenii stabiliți în Grecia. Permisele de conducere eliberate în țara noastră vor fi recunoscute de autoritățile elene. Aceeași măsură va fi aplicată și pentru cetățenii din Grecia care vor călători în Moldova. O decizie în acest sens a fost votată la guvern. Cooperarea bilaterală pe acest segment va facilita asigurarea recunoașterii reciproce și schimbul permiselor de conducere eliberate în ambele state persoanelor care au reședință legală pe teritoriul părților, fără a fi necesară susținerea examenelor suplimentare. Republica Moldova a resemnat alte 5 tratate de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere cu Turcia, Lituania, Italia, Albania și Spania. În același timp există o declarație comună de intenție și cu Germania privind transcrierea permiselor de conducere. Și-a transformat pasiunea într-o mică afacere. Un bărbat din Opaci confecționează opinci, cușme, bundițe și alte articole din piele și lână de oaie. După ce le-am făcut cu dalta pentru a le îmbrăca curaua, le cos. Se întâmplă că fac o pereche pe zi, dar se întâmplă că nu reușesc. Dar eu pornesc numai o, pornesc două, trei perechi. De la cine a învățat îndeletnicirea, vă spunem imediat când aflați povestea bărbatului. Inspectoratul de supraveghere tehnică urmează să verifice documentația de proiect a blocurilor care urmează a fi construite în apropiere de casa de pe strada Drumul Viilor, avariată în 2008 în urma unor alunecări de teren. Cel puțin asta spune șeful adjunct al Direcției Arhitectură și Urbanism a Primăriei Capitalei. Se întâmplă după ce locatarii acelui bloc, speriați că acesta ar putea să se prăbușească din cauza unor noi construcții, au protestat și au cerut să fie verificată legalitatea actelor. După toate procedurile, cum trebuie lucrurile să se întâmple. Deci există un organ potrivit și control. Discuții aprinse au fost astăzi la primărie. Locatarii de pe strada Drumul Viilor 40 au venit să ceară responsabililor să oprească lucrările de construcție a altor două blocuri în zonă. Oamenii sunt îngrijorați că situația de acum 16 ani, când blocul în care locuiesc a fost avariat din cauza unor alunecări de teren, s-ar putea repeta, pentru că în zonă urmează să fie înălțate alte două construcții. Sunt două porți cu apă, încăcelici cu buzum, încăcelici cu nasosul și apa nu se duce. Din păcate, nu am fost auziți, noi nopțile de acum nu dormim de 3 săptămâni, anume pentru asta, că noi nu putem ști ce o să fie mâine cu teritoriul nostru. Responsabilii din cadrul primăriei spun însă că nu pot opri acum lucrările. Noi am sesizat inspectoratul pentru supraveghere tehnică pentru a verifica toată documentația de proiect, inclusiv și procesul tehnologic care are loc la fața locului. Și în cazul în care vor fi constatate careva neconformități, probabil vom sista autorizația de construcție. Noi nu avem niciun temei de sistare a autorizației de construcție. Șeful adjunct al Direcției Supraveghere Tehnică și Control în domeniul urbanismului de la inspectorat a declarat că nu a primit deocamdată nicio sesizare în acest sens de la administrația publică. Între timp, Igor Vrabie spune că zona unde se află blocul avariat în 2008 nu ar fi una cu risc de alunecări. Probabil în 2008 a fost o eroare de construcție. Blocul de pe strada Drumul Viilor 40 a fost avariat în 2008 după ce pământul s-a surpat, iar pilonii care trebuiau să asigure siguranța construcțiilor din zonă au căzut în urma alunecării de teren. Acum, în imediată apropiere de blocul avariat, unde majoritatea locatarilor sunt persoane cu nevoi speciale sau pensionari, încep pregătirile pentru ridicarea altor două blocuri. Oamenii insistă însă că zona nu este potrivită pentru construcția acestora. Asta pentru că cercetări geologice care să vorbească despre siguranța construcției unor noi blocuri în zonă au fost efectuate 7 ani în urmă. Responsabilii companiei de construcții spun că au toate actele în regulă și dau asigurări că vor fi efectuate lucrări de consolidare a solului. Absolvenții care au susținut în acest an examenele de bacalaureat și vor afla mâine notele obținute, rezultatele vor fi afișate la centrele de examene. Totodată, elevii vor putea vedea și online notele obținute. Cei care nu vor fi de acord cu punctajul vor putea depune contestații în zilele de 27 și 28 iunie. Astăzi au fost constituite comisiile de examinare a contestațiilor. Rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate după examinarea contestațiilor la data de 4 iulie în centrele de bacalaureat.
și-a transformat pasiunea și perseverența într-o mică afacere. Un bărbat din satul Opaci, Căușeni, confecționează opinci, bundițe și alte obiecte din piele și lână. Munca este una migăloasă și deloc ușoară, dar meșterul spune că rezultatul îi aduce multă plăcere. Trebuie școală mare aici, numai dorință trebuie. Cu dorință și tenacitate, Ion Iordan transformă piele de oaie sau de porc în opinci. Meșteșugul l-a învățat de la părinți, iar acum, peste ani, confecționează încălțăminte pentru dansatorii din colectivele din raion. Eu am purtat și eu în perioada mea, când am fost copil la părinți, am purtat. Și știți că lumea era mai sănătoasă. Iar ca să fie ca pe vremuri, Ion Iordan prelucrează fiecare opincă manual. După ce le-am făcut cu dalta pentru a le îmbrăca curaua, le cos. Cusute și ajustate cu fire de piele, opincile sunt gata. Se întâmplă că fac o pereche pe zi, dar se întâmplă că nu reușesc. Dar eu pornesc numai, pornesc două, trei perechi. Pe lângă opinci, Ion Iordan confecționează și ciupici din piele și blană. Când ai vrut piciorul aici, simți. Nu trebuie să stai la cald și așa ține cald. Fură și vreme, dar în schimb, inima e împăcat că e făcut un lucru pentru sănătatea omului și e de folos. Dar și bundițe și cușme de cârlan. Într-așa mod o mai pun. Fiecare și-și dorește. Să iau câte jalecii de astea, că le pun marginea la, ca să fie ceva plăcut, interesant. Ia uitați-o. Ion Iordan spune că munca este una migăloasă, iar pregătirea materiei prime necesită mult timp. Eu le strâng udi și apoi le seriez, le usuc. Este de lucru mult aici. Dar eu am răbdare, că n-am încotro. Și apoi le duc la bălță, acolo le prelucrează și uitați-o și spinește dintre așa lucru. Eu mă stau în drept. Este de lucru așa. Și încep cât de lată îmi trebuie. Și acată lucru nu chiar atât de ușor. Cu o pasiune transformată într-o mică afacere, Ion Iordan își dorește să poată consolida tradițiile străvechi și să dea un nou suflu meșteșugurilor populare din țara noastră. În Rusia a început procesul jurnalistului american arestat anul trecut și acuzat de spionaj în favoarea CIA. Procesul se desfășoară cu ușile închise. Ce reacții au venit de la Washington? Aflați imediat. Rusia a lovit cu o rachetă balistică asupra infrastructurii civile din Odessa. Autoritățile au raportat pagube și răniți. Între timp, mai mulți oficiali ucraineni în frunte cu președintele Volodymyr Zelensky au mers pe frontul din Donetsk, unde au loc cele mai crâncene lupte. În tot acest timp, Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri, iar 90 de soldați ucraineni s-au întors acasă. Героям слава! Слава Украине! Vizibil obosiți și slăbiți de puteri, cei 90 de ucraineni coboară pe rând din autocar. Unul dintre soldați a început să plângă atunci când a auzit că se vorbește în limba ucraineană. Ucraineană. Alții și-au sunat imediat rudele de acasă. Nu plac, sunt normal, mamă. Скоро зустрінемося. Bărbații au luat câte un drapel ucrainean și au făcut o poză comună. Ucraine! Rusia și Ucraina au eliberat fiecare câte 90 de prizonieri de război în urma medierii Emiratelor Arabe Unite. Între timp, Kievul anunță că trupele ruse au lansat în această dimineață o rachetă asupra Odesei, avariind infrastructura civilă, iar în orașul Toretsk din Donetsk sunt mai multe victime după loviturile rusești. Садимся, спаси. Що на ноге, що-то ещё? Pe front, cea mai dificilă situație rămâne a fi în Donetsk. Azi dimineață, liderul de la Kiev, împreună cu oficialii militari de rang înalt, au mers în regiune. Дякую вашим побратимам, які зараз тут. Немає від всіх нас. Volodymyr Zelensky a înregistrat un discurs video în orașul Pokrovsk, de-a lungul unei părți a frontului, care a cunoscut unele dintre cele mai intense lupte. На Донеччині разом з нашими воїнами, разом з головкомом сирським, та новим командувачем об'єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційна
Андрія Гнатова, усім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Între timp, generalul american în retragere, Keith Kellogg, spune că ajutorul militar american pentru Ucraina ar urma să fie folosit drept argument pentru negocierile de pace, dacă Donald Trump va fi ales din nou președinte al Statelor Unite. Astfel, Kievul va fi avertizat că pierde sprijinul dacă nu începe tratativele, iar Vladimir Putin ar urma să fie constrâns să se așeze la masa negocierilor dacă nu vrea ca Washingtonul să-și sporească dramatic ajutoarele pentru Ucraina. Potrivit acestui text, Moscova va fi convinsă să se așeze la masa negocierilor și cu promisiunea că integrarea Ucrainei în NATO va fi suspendată o perioadă lungă de timp. În schimb, Ucraina ar primi garanții solide de securitate. Kremlinul a avertizat că orice plan de pace va trebui să reflecte noile realități de pe teren. În schimb, președintele Zelenski a spus în repetate rânduri că nu este de acord cu pacea fără retragerea rușilor din toată Ucraina. Premierul olandez Mark Rutte a fost desemnat oficial de cele 32 de state membre ale NATO pentru funcția de secretar general al Alianței. Rutte a primit sprijinul tuturor statelor membre după ce Klaus Iohannis și-a retras candidatura. Oficialul de la Amsterdam își va prelua funcția la 1 octombrie 2024, când expiră mandatul actualului secretar general Jens Stoltenberg. El va deveni astfel al 14-lea secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Pe lângă războiul din Ucraina și contextul politic internațional tensionat, Mark Rutte va conduce alianța într-o perioadă dificilă, dominată de alegerile din SUA și o eventuală revenire a lui Donald Trump la putere. În Rusia, la Ekaterinburg, a început procesul jurnalistului american Ivan Gershkovich. Corespondentul cotidianului The Wall Street Journal a fost arestat și încarcerat sub acuzația de spionaj în favoarea CIA. Reporterul, redacția sa și guvernul SUA neagă acuzațiile. Procesul se desfășoară cu ușile închise, iar bărbatul riscă până la 20 de ani de închisoare. Jurnaliștii ruși și cei străini au fost lăsați să intre câteva minute în sala de judecată a Tribunalului Regional din Ekaterinburg, orașul în care Evan Gershkovich a fost arestat de serviciile de securitate ruse în martie 2023. Din imagini îl vedem purtând o cămașă și stând în picioare în zona izolată. Jurnaliștii nu au putut să discute cu el. S-au făcut doar câteva fotografii și schimburi de zâmbete cu cei pe care îi cunoștea, după care ziariștii au fost îndemnați să părăsească sala tribunalului. Procesul urmând să se desfășoare cu ușile închise. De altfel, procesul se va derula într-o altă sală decât cea în care a fost fotografiat, în așa zisa sală secretă. Tribunalul a stabilit următorul termen de judecată pentru data de 13 august. Jurnalistul american a fost arestat în timp ce se afla într-o călătorie de documentare pentru un reportaj. Tot ce se știe este că Rusia îl acuză pe Evan Gershkovich că ar fi colectat informații secrete despre o uzină de tancuri din regiunea Ekaterinburg. Autoritățile ruse nu au furnizat însă nicio dovadă care să susțină acuzațiile de spionaj, pe care The Wall Street Journal și guvernul american le-au respins vehement. Ei spun că Gershkovich își făcea doar meseria în calitate de jurnalist acreditat în momentul în care a fost arestat. Autoritățile de la Washington estimează că totul este un montaj destinat să-l schimbe ulterior pe Evan Gershkovich contra unor ruși încarcerați în Occident. De altfel, puterea de la Moscova chiar s-a arătat dispusă la un eventual schimb de prizonieri. Reporterul american este primul jurnalist american arestat pentru spionaj în Rusia de la sfârșitul războiului rece. Iar acum vă spunem un caz rupt parcă dintr-un scenariu de film. Un bărbat din Singapore a jucat toată noaptea la casino, iar când a aflat că a câștigat 4 milioane de euro, a făcut infarct. Cum s-a întâmplat totul, vă spunem imediat. Sunt proteste violente în Kenya. Parlamentul a fost incendiat după ce manifestații au lansat grenade și fumigene. Pe străzile capitalei Nairobi s-a creat haos, iar poliția a tras 10 de gloanțe în protestatarii agresivi, ucigând 5 dintre ei. Creșterea impozitelor i-a scos în stradă pe oameni. O
manifestație violentă împotriva creșterii taxelor și impozitelor a generat scene haotice în capitala Keniei, Nairobi. În încercarea de a lua cu asalt clădirea Parlamentului, protestatarii au depășit poliția și au reușit să incendieze unele secțiuni ale legislativului. Poliția a deschis focul după ce gazele lacrimogene și tunurile cu apă nu au reușit să disperseze mulțimea. Cel puțin 5 oameni au murit chiar în fața Parlamentului. Medicii de acolo spun însă că victime sunt mai multe, iar numărul răniților este de peste 50. Haosul a pornit după ce Parlamentul a aprobat legea bugetului public în a doua lectură. Urmează a treia lectură, iar apoi legea ar urma să fie trimisă președintelui pentru promulgare. Acesta o poate trimite înapoi la Parlament dacă are obiecții. Protestatarii se opun însă creșterii impozitelor într-o țară care se confruntă deja cu o criză a costului vieții, iar mulți cer de asemenea demisia președintelui. Scandalul dintre România și brandul francez Louis Vuitton s-a încheiat. Casa de modă a retras de pe site-ul său bluza inspirată din IA românească după mii de reacții de pe internet. Reprezentanții Louis Vuitton au prezentat scuze statului român într-o discuție cu ambasadoarea României în Franța, spunând că totul a fost o greșeală involuntară. După campania amplă lansată pe internet, prin care ONG-ul La Blues România a cerut reprezentanților lui Vuitton să recunoască originalitatea bluzei, brandul francez a scos-o de la vânzare. A fost o campanie diferită față de celelalte. Am cerut brandului lui Vuitton să scoată acea cămașă denumită balon din colecție. Bluza era parte din colecția de plajă a verii și costa 5.000 de euro. Conform unor surse, colecția a inclus 60 de bluze, 40 au fost vândute, iar celelalte au fost retrase. Ambasadoarele României în Franța și la UNESCO s-au întâlnit la Paris cu reprezentanții casei de modă. Aceștia au prezentat scuze statului român și au precizat că a fost vorba de o greșeală, pentru că nu au verificat sursa de inspirație. Lucrurile nu se vor opri însă aici. Ministerul Culturii pregătește o serie de evenimente în parteneriat cu Louis Vuitton, prin care ea și meșteșugurile românești vor fi puse în valoare. Cel mai important este, în primul și în primul rând, să transformăm o eroare într-o oportunitate și împreună cu alți parteneri instituționali am luat legătura cu cei de la Louis Vuitton, am stabilit un calendar prin care România, în parteneriat cu Louis Vuitton, să pună în valoare meșteșugurile românești. Artizanii români ar putea fi promovați în magazine Louis Vuitton. O tânără designer din Slovacia aduce o nouă revoluție în industria modei. Ea face haine dintr-o materie primă la care nimeni nu s-a gândit până acum și care stă bine mersi în frigider, laptele. Materialul este făcut din concentrații ridicate de fibră din proteină caseină din lapte. La pipăit este ca mătasea și nu are niciun miros, plus că se poate spăla exact ca orice alt material. Laptele este materia primă din care este produsă o nouă țesătură creată de Linda Štroncerová din Slovacia. V roku 2020 mi tragicky zahynula mamina a vtedy som si aj povedala, že by som chcela tu niečo po sebe zanechať. Odjakživa som sa kúpala v mlieku a jedného dňa, keď som bola ponorená v tom mlieku, tak som si tak povedala, že má to tak úžasné účinky na našu pokožku, že prečo by z toho nemohlo byť aj to oblečenie z toho mlieka. Ideea fibrei din lapte nu este tocmai nouă. Ea a apărut prima oară în 1930, dar pentru că modurile de producție nu erau ecologice și se utilizau multe chimicale, s-a renunțat la ea. Dar Linda a găsit formula pentru producerea fibrelor pe cale naturală, bazându-se pe caseină, proteină din lapte, care duce la coagularea acestuia. Keď nosíme mliečnú látku, tak človek má pocit, že má na sebe ako keby druhú kožu. Reguluje teplotu tela a je aj antibakteriálna. To znamená, ľudia s kožnými ochoreniami môžu v pohode nosiť. Caseina este extrasă din lapte în formă de pudră și apoi încălzită într-un aparat asemănător mașinii de tocat carne, la oaltă cu alte ingrediente. Fibrele ies direct ca fire de o anumită dimensiune și sunt prelucrate ca să preia aspectul textil cu o mașină de învârtit la mare viteză.
Potrivit Lindei, din 7 litri de lapte se poate produce un tricou care nu se va strica niciodată în sensul în care se strică laptele. Mliečný textil za 20 rokov nahradí bavlnu a ja tomu pevne verím, pretože na výrobu jedného bavlneného trička potrebujeme 2700 litrov vody, kdežto mlieka spotrebujeme len 7 litrov. Takže aj spotreba vody voči životnému prostrediu je o mnoho nižšia. Țesătura este fabricată din lapte rezidual și trebuie spălată mai ușor, la mai puține grade, la mai puține învârtituri și, bineînțeles, să nu fie uscată în lumina directă a soarelui. Deci există câteva măsuri de precauție, dar se comportă ca o țesătură normală. A câștigat 4 milioane de euro și a făcut infarct de fericire. Este vorba despre un bărbat care a jucat toată noaptea la un casino din Singapore și nu a mai apucat să-și ia banii. Imaginile apărute pe internet arată cum mulțimea de oameni a făcut un cerc în jurul bărbatului, în timp ce unii încercau să-l ajute. Presa scrie că omul a jucat cărți pe mize mari toată noaptea, iar în final a câștigat o sumă rotundă de bani. La câteva clipe după ce a primit vestea, s-a prăbușit brusc, suferind un atac de cord. Din cauza că lucrurile s-au petrecut rapid, toți au transmis că omul a murit, dar casinoul a venit cu precizări și a spus că bărbatul este încă la spital. În cazul în care un câștigător moare în casino, înainte de a-și ridica premiul, familia lui este îndreptățită să ceară premiul. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează știrile Pro TV București. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!